Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem aici, la Dale Dimineții, aici, la Hunedoara 1 TV. Tot decembrie, n-am trecut în următoarea lună, n-a venit Moș Crăciun încă, n-am trecut nici în 2024, deci suntem în 2023 și suntem într-o frumoasă dimineață de decembrie. N-a ajuns nici iarna pe la noi, că nu e zăpadă afară încă. Sperăm cu toții că va ninge în seara de ajun, pentru că așa avem fiecare povestea sufletelor noastre, în care visăm un Crăciun cu zăpadă, visăm să mergem la colindat, sau nu știu dacă visăm, sau asta ne dorim, dar știu că în această perioadă toți românii se gândesc la obiceiuri, la tradiții, la ce avem de la părinții noștri, ce am primit de la străbunii noștri. Și cu un gând, așa, în această perioadă, mereu gândurile noastre se duc către viața la țară, sperăm să avem așa sărbători de vis. Noi, unii dintre noi, doar în perioada sărbătorilor de iarnă facem asta. Sunt oameni care nu fac asta doar în această perioadă. Sunt oameni care păstrează cu sfințenie tot ce înseamnă folclor autentic românesc tot timpul anului și își dedică cumva o mare parte din timpul zilelor, din timpul zilei, acestor averi, comori, pentru că eu consider că folclorul autentic românesc este comoara noastră națională, pentru că aceste obiceiuri pe care noi le-am primit de la moși și strămoși nu pot fi duse mai departe decât cu oameni și prin oameni. Putem să ne amintim noi, știți, pe vremea noastră se cânta aia, sau știți, pe vremea noastră se făcea cu tare lucru, un obicei de la sat, de la țară sau chiar din orașele de unde provenim. Dar nu le putem transmite mai departe decât dacă pruncii de astăzi, oamenii de mâine, și învață toate acestea, să le poată duce și ei mai departe. E un astfel de om care învață pe pruncii de astăzi, oamenii de mâine, cum să ducă mai departe această comoară națională, este Lorena Pascu. Și în această dimineață este alături de mine, aici, la Dale Dimineții. Bună dimineața, Lorena! Bună dimineața, draga mea! Bună dimineața, dragii noștri! Mă bucur că, iată că la ceas de sărbătoare, suntem din nou împreună. Lorena, tu nu doar că... O să vedem, o să avem și două melodii cu Lorena. Lorena e interpretă de folclor autentic românesc, dar... nu doar că interpretezi și duci mai departe urcându-te pe scenă și cântând și încântând publicul care vine să te vadă, tu faci aceste lucruri și cu copiii și nu întâmplător spun asta, pentru că noi anul acesta, de când am împodobit studioul de la Dale Dimineții, tu ne-ai umplut ziua de bucurie și ne-ai adus aici un grup de copii minunați, care au colindat și o să vedeți despre ce este vorba imediat. De unde pasiunea să duci mai departe acest folclor autentic românesc, care mai greu răzbate în zilele noastre? Adică nu e o chestie foarte comercială, să spunem, de unde iasă bani. Cred că nu este întâmplător acest lucru și consider că trebuie să te naști cu acest dar și, mai presus de toate, cu darul de a iubi copiii. Pe lângă acest lucru, foarte important este că atunci când iubim un lucru cu adevărat, să-l și transmitem mai departe. Dacă facem ceva cu dăruire, nu cred că este suficient dacă păstrăm doar pentru noi. Este bine să le bucurăm și sufletele celorlalți și cred că cel mai sincer se bucură copiii. Motivul pentru care am ales să coordonez acest grup de copii. Grupul se numește Lele... Grupul folcloric Lele de la Orăștie.
Mergem un pic în copilăria ta. Noi două ne-am mai întâlnit într-un studio de televiziune la 1 TV, la Super Dimineața. Știm deja cumva. Dar hai să ne aducem din nou aminte cine a fost prima persoană care te-a îndemnat să urci pe scenă și să duci mai departe folclorul. Cine a fost? Bunica, profesoara, mama, tata? Cine te-a încurajat prima dată? Eram într-o sărbare de Crăciun la grădiniță și primisem rolul Maicii Domnului. O bunică din sală îi spusese mamei mele Cerasela să știi că fata asta va ajunge artistă. Pe atunci, bineînțeles că nimeni nu spera la acest lucru, aveam doar 4 anișori, însă doamna de atunci din sală era profesor la rândul ei și mai mare a fost uimirea mamei când și la școală domnul învățător ne-a îndrumat pe această cale. Apoi am ajuns la ciclul gimnazial, unde domnul profesor Eli coordona grupul de copii, corul Vlăstarele Orăștiei, din care am făcut parte, am devenit solista grupului și ulterior n-am mai fost mulțumită nici de acest lucru, pentru că nu era cumva succesul pe deplin al meu. În momentul în care m-am hotărât să mă scriu la Școala Populară de Artă, aici la Deva am cunoscut-o pe doamna Mariana Deac, o doamnă pe care eu o consider foarte aproape de sufletul meu, pentru că mi-a urmărit cu atenție pașii pe acest drum mereu. Și am avut foarte multe de învățat, dar bineînțeles, munca cea mai grea a dus alături de mine domnul Șușman Cristian, căruia îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce sunt astăzi eu. Da, foarte frumos spus. Când avem oameni care ne susțin, mereu găsim oameni care ne susțin și mereu uităm, cred că, de unde am plecat. E impresionant când cei care vin aici la Dale Dimineții și se așează pe fotoliul invitatului reușesc cu inima deschisă să aducă mulțumiri celor care i-au pus pe o anumită direcție în viață și se pare că au avut și viziune, pentru că nu doar că te-au îndemnat să-ți urmezi visul, te-au impresionat atât de tare în felul în care te-au educat să duci, să te duci acolo unde ți-e locul, încât tu astăzi educi alți copii să meargă acolo unde le e locul. Și nu e, cred că, foarte simplu să lucrezi cu cei mai mici dintre cetățenii României, spun eu, pentru că am văzut la tine în grup chiar micuți, micuți, așa, care se uita la ea așa cumva pierdută, nu știa ce trebuie să facă. Cum reușești să-i convingi să nu cânte altfel de muzică, pentru că ei la vârsta asta aud în media, YouTube, muzică mult mai ușoară și mai la îndemâna oricui. Având un pic de voce, ai putea face tot felul de lucruri diferite. Cum îi convingi pe copilașii aceia să facă un fel de muzică mai deosebită, pentru că nu-l aud tot timpul folclorul, adică nu e o chestie pe care o ascultă toată lumea acasă, să fim serioși. Cum îi convingi? Cum le trezești dragostea pentru folclor? Metoda prin care încerc să fac acest lucru este pur și simplu expunerea celorlalte genuri de muzică. Și poate pare diferit față de modul în care ar trebui să ne gândim că se face acest lucru, dar arătându-le câte puțin din fiecare felie de tort, ei astfel își aleg ceea ce le place mai mult. Și bineînțeles, în momentul în care ajungem la folclor și lucrăm împreună, încerc să le divulg câte un secret din această artă, folclorul, pentru că e foarte important ca ei să știe ce înseamnă valoros. Pentru că nu toate melodiile pe care le auzim, nu toate lucrurile pe care le vedem în media sunt și de valoare. Dar eu cred că e important să-și aleagă singuri și să nu îi constrângem foarte mult. Cine este menit să cânte folclor, va cânta. Indiferent că ne dorim noi sau nu ne dorim. Iar cine nu, nu.
Nu-ți dau dreptate. Nu-ți dau dreptate pentru că eu știu copii care au avut talent, au fost îndemnați pe o cale greșită. Astăzi sunt tineri, regretă că n-au făcut altfel de muzică și știu foarte multe cazuri de tineri care, nu neapărat în folclorul autentic românesc, vorbim de orice fel de muzică, dacă n-au avut pe cineva care să-i susțină și să-i îndrume, să le îndrume pașii, sunt astăzi poate pe o cale greșită sau, mă rog, nu chiar pe calea bună. Și să-ți spun, nu dăm nume, dar știu tineri care își aleg repertoriu și greșit și urcă pe scenă deși au voce, pentru că nu are cine să-i îndrume. Participăm la acele spectacole la zilele satelor, comunelor, la tot felul de, unde vedem tineri cu voci bune, dar repetitoriu greșit ales. Tu și mai e și domnul Ciprian Roman de la Centrul de Cultură și Artă, așa cum ai spus, doamna Mariana Diac, doamna Mariana Angel. Mie mi se pare că aveți o misiune foarte importantă, să reușiți să-i convingeți să cânte ceea ce li se potrivește. Da, dar aici este următoarea etapă, pentru că deja și-a ales acea felie de tort despre care spuneam și în momentul în care vedem că își dorește, atunci intervenim la decor și la detaliile de finețe cu care îmbrăcăm toată această felie de tort. Și da, este foarte important să ne alegem repertoriul. Eu le dau tot timpul exemplul meu. Chiar dacă poate nu este cel mai bun, dar eu am avut întotdeauna grijă foarte mare la felul în care apar pe scenă, la modul în care mi-aleg piesele. Și de ce? De cele mai multe ori noi suntem foarte criticați de toată lumea din jur, chiar și de cei care ne iubesc cel mai mult. Și este foarte important acest lucru, pentru că din criticile lor noi învățăm dacă facem bine sau nu facem bine și știm ce anume să corectăm. Dar le spun, vedeți că imaginea odată formată rămâne aceeași. Și este important fiecare eveniment, fiecare loc în care mergi, de la modul în care pășești pe scenă până la felul în care te exprimi și transmiți publicului emoția prin glas. Și atunci, această muncă grea despre care spuneai de a alege repertoriu se ușurează în momentul în care ei vin cu deschidere și încearcă să ne aducă nouă profesorilor care îi pregătim o listă. O listă cu piese pe care ei le îndrăgesc. Și aici începem cu munca aceea de chirurg să tranșăm lucrurile și să spunem întotdeauna, este foarte important, să spunem de ce nu piesa respectivă. Copilul trebuie să înțeleagă de ce nu-i bine. Nu-i spunem doar, știi, nu ți se potrivește, nu este ok. Nu, trebuie să știe de ce. Pentru că eu le explic întotdeauna, în primul rând, la copii, e foarte important mesajul textului. Nu pot să pun o fetiță la 11 ani să cânte o doină despre viața grea, despre felul în care poate o duce acasă cu soțul, pentru că doinele de regulă exprimă mesaje triste. Pentru că nu va simți niciodată acele lucruri la 11 ani. Și atunci, dacă alegem texte adecvate vârstei, ne este foarte, foarte ușor să împletim și utilul acela de potrivit cu plăcutul, adică momentul în care publicul se bucură de ceea ce transmit ei. Vedem în timp ce noi vorbim, e una din elevele tale, cum se numește domnișoara? Daria Diniș. Așa, e un clip pe care eu știu că l-ați făcut, pentru că știu de la Rosi, pe care îl salut și îi spun bună dimineața, Rosi, bună dimineața, Bianca, echipa noastră s-a întregit, sunt așa mai somnoroși, nu dau niciunul astăzi semne de veselie, cred că sunt somnoroși de dimineață. Eu știu că clipul e filmat de colegul meu,
Știu că tocmai asta era ideea, povestește Rosi de fiecare dată când filmați, cu câtă atenție ești, cu câtă atenție te duci către acești copii, le explici cum să poziția corpului, că nu e suficient, să gesturile, cum să zâmbească, cum tocmai discutam și dăm din casă cum suntem noi obișnuiți la dale dimineții, nu vrea să difuzeze o colindă pentru că corectează pe una din fetițe în timpul filmării. Ceea ce eu insist să-i explic Lorenei, că e o calitate. Faptul că te ocupi de ei, că venim în viața normală, dincolo de sinteticul imaginii, că tot ce se face, se face cu oameni și prin oameni. Eu asta îmi doresc să înțelegem, că nu suntem perfecți, că vrem să evoluăm într-un fel și eu îmi doresc să ajungem la inima oamenilor, să găsim acea bucățică de normalitate, pentru că noi oamenii greșim și toți ar trebui, așa sper, ca o parte dintre noi să înțelegem asta și că greșelile de fapt duc acolo la succes, așa cum ai reușit tu. Și nu întâmplător spun asta, îl rog pe Rosi să pregătească prima melodie cu Lorena, ca să vedem, dragii mei, și despre ce vorbim. O voce a județului Hunedoara, o voce a unei zone folclorice bogate a acestei țări și vorbim de folclor de la Orăștie, nu de oriunde, din cetatea Orăștiei, că de acolo avem și pita, dar despre pită mai târziu. Acum vorbim despre folclor.
da, dragii mei, am ascultat și noi piesa Lorenei la o fereastră din Ludești. Știți, acolo pe Valea Costeștiului, nu? De la Orășteara de Jos, între Orășteara de Jos și Orășteara de Sus, pe drum dați de Ludești, nu? Nu? Da, zic da, bine? Da, da, perfect. Zic bine pentru că cunosc zona foarte bine. Încă o dată le transmit oamenilor de acolo că îi iubesc. Eu vă iubesc pe toți. Dar acolo mă simt ca la mine acasă pentru că am locuit acolo o perioadă din viață și cunosc aceste obiceiuri și am avut parte de ele și știu că oamenii de acolo pun foarte, foarte mult suflet la fiecare obicei și nu doar cele de iarnă. Acolo se respectă cu strictețe foarte multe obiceiuri și promit eu așa că încet, încet o să luăm pe vale în sus către Costești și o să îi cunoașteți pe acei oameni minunați despre care eu tot vorbesc. Lorena, nu doar că acei copii minunați pe care îi vedeți mereu alături de ei în clipurile pe care ea le filmează, face și un alt fel de lucru. S-a hotărât să-și facă un muzeu. No, asta m-a impresionat foarte tare și vreau să o rugăm pe Lorena să ne povestească. Când eu am întâlnit-o acum 3 ani, că sunt 3 ani, 2 am plecat, am făcut o socoteală, sunt vreo 3 anișori așa, de când noi nu ne-am văzut, prin intermediul unei emisiuni de televiziune, atunci era un vis, astăzi e o realitate, am înțeles. Da. Da, așa este. Încă nu am reușit să îl deschid oficial, dar se lucrează la acest lucru și din același motiv, pentru că vreau să pun toate detaliile la punct, cum eu sunt obișnuită. Este foarte greu să lucrez cu mine, de fel. Cine lucrează cu mine știe foarte bine, domnul Rossi trebuie să mă scuze pe această cale. Iată că îmi cer scuze și public, pentru că cine lucrează alături de mine, după cum spuneam, duce o muncă foarte grea. Dar e important să reușim până la urmă să ne îndeplinim visul la care sperăm să se îndeplinească. Bine, dacă vorbim despre un muzeu pentru publicul larg, în curând, am înțeles, buna mea m-a învățat. Până la urmă, muzeul despre ce e? E despre folclor, aia ne-am dat seama și noi din poze, dar despre ce piese, de unde ai piesele? În primul rând e vorba de o sumă de bani, pentru că nu faci un muzeu, nu faci nimic fără bani în ziua de astăzi, unde găsești finanțare pentru acest muzeu? Este o muncă foarte grea, finanțare nu am deocamdată, totul este făcut din banii proprii, nu este un muzeu construit pe fonduri europene, după cum am auzit din mai multe surse că ar crede lumea. Toată munca din spatele acestui lucru până acum este practic mai mult a părinților mei, cărora le mulțumesc foarte mult. Eu mi-am dorit foarte mult să am un loc în care să pot să-mi fac niște videoclipuri. Așa a pornit ideea muzeului. Și am zis, facem o cameră mică. După ce am făcut o cameră mică, am zis, măi, dar ce muzeul ăsta fără și o bucătărie? Am făcut și o bucătărie. După aia am zis, dacă este și muzeu, trebuie să stea cineva acolo să aibă grijă de el. Hai să mai facem o cameră. După aia am zis, hai să facem și o sală de evenimente micuță, așa, sub muzeu, pentru că muzeul are demisol, are parte de demisol. Și pe urmă am zis, păi hai să mai facem și o casă lângă, să putem să locuim acolo și să-l supraveghem. Dar pe mine nu mă lasă sufletul să stau dincolo și stau acolo, la muzeu. Sunt piese din toate zonele țării înăuntru. Cele mai multe, mai ales în bucătărie, sunt din Oltenia, pentru că mama mea de acolo se trage. Și este un muzeu puțin diferit, va fi o activitate diferită, pentru că îmi doresc foarte mult, pe lângă faptul că oamenii vor putea veni să viziteze ceea ce am pregătit eu acolo, cu toate că este o locație destul de micuță, pentru copii voi pregăti activități. Voi avea un calendar al activităților și în fiecare perioadă importantă a anului se vor face activități de la care ei să învețe exact ceea ce făceau străbunicii noștri. Foarte interesant. Aceiași copii, dragii mei, sunt mereu prezenți în viața Lorenei.
Cine știe ce facem noi aici, gătiți, ateliere. Frământam pâine, aici a fost o zi extraordinar de frumoasă. Plecând din Ludești, de la moară, am venit acasă la mine pentru că i-am dus pe copii să simtă povestea bobului de grâu, să vadă din momentul în care avem făina în saci, cum ajungem să avem și pâinea caldă pe masă, și am adus pe toți elevii mei din clasă, pe care îi salut și îi îmbrățișez cu drag, și am frământat pâine câteva ore și am mâncat-o pe toată. Am făcut câte o surpriză mică și pentru părinții de acasă, dar vreau să spun că mirosul era întins pe toată strada și au fost foarte încântați. Foarte încântați, și astfel de activități cred că ne umplu mai mult sufletul de bucurie. Acum o să mergem un pic repede înainte și sper să nu aibă telespectatorii vreun șoc, că știți, eu o să o întreb, mai avem o melodie pregătită cu ea, ca să vă convin că nu o să renunțe la muzică, dar o să avem o discuție foarte delicată. Ce-s cu pozele alea pe Facebook cu tine îmbrăcată? Nu știu despre ce vorbești. Poza de profil a Lorenei e în pompier, în smurd, în 112, în schimbare radicală de carieră. Ce ai de gând să faci în viitor foarte apropiat? Tot vrea să-mi povestească înainte de emisiune și n-am lăsat-o, pentru că am zis, îmi povestești în emisiune ca să vedeți emoția cu care începe să povestească. Ce sunt pozele alea? De unde au apărut? Ce ai de gând să schimbi în viața ta, Lorena? Cred că și dacă ți-aș fi povestit înainte de emisiune, aș fi povestit cu aceeași emoție. Pentru că, iată, că sunt momente în viață în care și noi, dascăli, învățăm de la elevi. Și de ce vreau să spun acest lucru? Pentru că eu am aflat de acest program, Salvatori din Pasiune, de la o elevă din grupul Folclorilele de la Oroștie, e vorba de Melisa, care urmase acest program și, la fel cum spui tu, am văzut-o în uniformă și am întrebat-o lui Melisa, dar cum? Și mi-a zis, hai să încerci să vezi ce frumos e. Într-adevăr, mereu am fost atrasă de această parte, de mirajul uniformelor roșii, cum spunea unul dintre formatorii noștri, dar nu neapărat de pompieri. Pentru că visul meu a fost să devin polițist, polițist criminalist, cu visul acesta cred că m-am născut și nu a fost să fie, pentru că înălțimea la vremea respectivă nu mi-a permis. Și apoi am urmat această carieră didactică, dar microbul a rămas acolo foarte adânc în suflet. Și iată că ceea ce visăm atunci când suntem mici trebuie să ajungă la un moment dat să se consume. Am participat la acest curs de prim ajutor organizat de Inspectoratul Situațiilor de Urgență din Hunedoara. Le mulțumesc pe această cale pentru tot ceea ce reușesc să știu astăzi în acest domeniu. Nu este un lucru ușor, nu este ușor nici ceea ce încearcă dumnealor să ne transmită, și ca de fiecare dată cred că am avut noroc de cei mai buni oameni, pentru că am învățat încă un lucru important pe lângă acele cunoștințe noi pe care nu aveam de unde să le știu. Am învățat că sunt oameni care nu sunt cadre didactice și au răbdare mai mare decât cadrele didactice. A fost pentru mine o foarte mare bucurie să văd acei oameni care sunt militari, la urma urmei, că vin și explică cu atâta dăruire, cu atâta pasiune și se asigură în același timp că niciunul dintre cursanți nu pleacă acasă până toate lucrurile nu au fost învățate și așezate la locul lor. Este o experiență extraordinară, este un lucru la care mă gândesc din momentul în care m-am înscris la acest curs zi de zi. Nu este exclus ca la un moment dat să vreau să-mi îndrept pașii spre o carieră în acest domeniu. Mă bucur foarte mult când un elev de-al meu reușește, dar între timp am început să
ajut cum pot, din ceea ce am învățat la curs, oamenii din jurul meu. Și cred că cel mai mult mă bucur atunci când văd că oamenilor cărora le întind o mână de ajutor sunt bine. Această perioadă m-a învățat că cel mai important lucru din viața noastră este sănătatea. Și din păcate este un lucru pe care noi nu-l prețuim așa cum ar trebui. Deviza celor de la ISU este că salvând o viață, salvăm o lume întreagă. Și vreau să cred că, în primul rând, ne salvăm pe noi. Pentru că fiecare om care trece oarecum prin mâinile noastre, foarte puțin, pentru că această metodă de acordare a primului ajutor se oprește destul de rapid. Pacientul ajunge la spital și nu mai depinde de noi absolut nimic. Dar cu fiecare om care ne trece prin mâini, cred că devenim mai buni și mai umani. Și este unul dintre puținele locuri de muncă ce mai oferă acest lucru în zilele noastre. Și eu cred că ei nu sunt apreciați la adevărata lor valoare. Nu doar ei nu sunt apreciați la adevărata lor valoare. Oamenii, în general, sau noi, oamenii, am uitat să apreciem ce fac oamenii pentru noi și am uitat să apreciem ce facem noi pentru ceilalți oameni. Eu mă trăiesc cu această teorie și pot să o și exemplific, dragii mei, nimic nu vine dintr-o minte obosită sau neobosită, totul vine din experiența mea de viață, nu doar a mea personală, din experiența celor din jurul meu. Pompierii, jandarmii, armata, poliția, uităm să le arătăm respectul cuvenit și uităm să le arătăm că ei sunt primii care până la urmă pun mâna pe noi. În caz de accident, în caz că ți se face rău, în caz că, nu știu, se poate întâmpla orice și aici salvamontul, băieții de la salvamont și jandarmeria montană, ei sunt primii, voi, primii salvatori, felul în care acorzi primul ajutor contează în pașii următori. Diagnosticul pe care îl pui acolo jos, la podea, la șosea, în cazul unui accident, contează ce decizii vor lua medicii după ce ajungi la spital. Mi se pare că uităm uneori că acești oameni uită să se iubească pe sine, așa cum am vorbit în emisiunea cu Grațian Dâncșorean, uită că trebuie să devină egoiști și că mă iubesc pe mine însumi, nu contează, ci nimeni, nimic, doar eu contez, prezentul, faceți aminte, mâncăm biscuitele, aruncăm ambalajul pe geam, că contează doar prezentul. Contează prezentul foarte mult, da, e adevărat. Dar trebuie să ne gândim că fapta noastră schimbă viitorul, va influența viitorul. Tot ce facem și ce fac acești oameni acolo, salvatorii, primii salvatori care ajung lângă tine, contează vorba pe care ți-o spune, contează felul cum îți acordă primul ajutor, contează viitorul. Pasul următor. Dar acum eu nu înțeleg... Dintre atâtea activități, asta o adaugi sau vei merge prin eliminare? Vei renunța la ceva? Nu pot să renunț deocamdată la nimic. Voi susține o activitate doar de voluntariat în cadrul detașamentului de pompieri de aici, de la Deva, pentru că așa mi-am dorit. Nu voi face voluntariat la orăștie, iată că o noutate. Și de ce spun acest lucru? Unul dintre formatorii mei îmi spunea la un moment dat, ai grijă unde ți alegi să lucrezi, pentru că e foarte dificil să mergi și să acorzi primul ajutor într-o comunitate în care pe tine aproape toată lumea te cunoaște. Gândește-te că este mult mai simplu, mai ales la început, să pui mâna pe un om pe care nu-l cunoști. De ce? Ei oricum transmit emoție. Noi suntem oarecum învățați să ne detașăm puțin de situație, chiar dacă încercăm să-l sprijinim, să-i vorbim frumos, să nu empatizăm foarte mult, pentru că la un moment dat te-ar afecta toate aceste lucruri acumulate. Dar aminte să mergi la unchiul, mătușa, mama, tata.
Și atunci am zis, pe lângă faptul că am luat și acest lucru în considerare, să mă opresc puțin și la dorința de a lucra cu cei mai buni dintre cei buni. Mie așa îmi place să-i numesc pe formatorii mei, oameni de la care am învățat enorm de multe lucruri în ultima lună și consider că n-am învățat nici măcar 1% din cât au să ne transmită. Și atât că nu este întâmplător această dragoste cu care eu privesc activitatea pe care o desfășor în cadrul detașamentului de pompieri, pentru că am reușit deja să o transmit mai departe. Și dacă tot ați difuzat acel material cu Daria, Daria, Andra Mocan, altă fetiță din grupul meu, vor fi două dintre membrele echipajului pe care urmează să-l coordonez în, spre a participa la concursul Prietenii Pompierilor, un concurs organizat, iată că tot de ei, și care aseară erau cu mine acasă și făceau chestionare. Foarte frumos. Când nu face ca chestionare și nu salvează vieți și nu cumpără pe bani grei costume populare, că tot o întreb, care e cel mai scump costum popular pe care l-ai? Că mereu, cred că ai mai achiziționat de când ne-am întâlnit ultima dată. E foarte greu să-ți răspund la întrebarea asta. Ele sunt foarte scumpe toate. Cred că cea mai scumpă piesă este, lăsând la o parte salbele cu bănuții de aur și de argint, este vorba de pieptarul din zona Orăștiei, care pe vremea bunicilor noștri costa o pereche de boi. Cât ar fi costat o pereche de boi? Mult! Să vedem cum, să o auzim, dragii mei, o altă piesă cu Lorena Pascu, să ne convingem că totuși nu am invitat-o greșit. Nu e salvatorul de la ISU, e Lorena Pascu, interpretul de muzică populară. Și de noi.
ne promiți că nu renunți să urci pe scenă? Doamne, nu se poate, dar mi-ai oare și ansamblu Ciocârlia? Nu cred că și-ar dori. Dacă Dumnezeu ajută, să sperăm că sărbătorile anul acesta o să mi le petrec diferit și o să mi le petrec alături de cealaltă familie pe care tocmai am cunoscut-o și despre care vorbeam înainte. Eu așa îmi doresc să îmi petrec sărbătorile anul acesta, pentru că aș vrea să văd ce se întâmplă acolo și cum este văzută sărbătoarea Crăciunului chiar dintr-o ambulanță. Da, fiecare cu... Ce alte vise mai ai? La ce să ne mai așteptăm? Oare nu-s destule? Nu lăsăm și pentru alte emisiuni? Nu știu, o să ne spună mama ta probabil într-o emisiune. Eu mă gândesc să o chem pe Cerasela. Te salut, draga mea. Am văzut că ne-ai scris de la prima oră. Să știi că n-am lăsat-o pe Lorena să se uite la mesaje. Și nu ne scrie, sunt cu ochii pe voi. Am apucat să văd și noi. Te salutăm, îl salutăm și pe tatăl tău și le urăm multă putere, dragii mei, multă dragoste, pentru că cu Lorena, așa cum eu o cunosc de câțiva ani buni, cred că de vreo 20, cam așa, schimbările vin pe repede înainte și sunt radicale. Povesteam în dimineața asta amândouă, și eu și ea facem schimbări radicale în viață. Dar Lorena m-a depășit din punctul ăsta de vedere, de la folclor la 112 a fost o schimbare fantastică. Să-ți dorești să-ți petreci sărbătorile în linia întâi acolo, să vezi cum arată Crăciunul dintr-o salvare. Copilașii din grup nu vor avea nicio surpriză, nu-i vei părăsi. Nu, dar ei știu. Știu. Dar ei mă susțin. Da. Săracii și copiii din clasă de la școală mă întrebau după fiecare, știau că în weekend mă duc la curs. Luni dimineața prima întrebare era cum a fost, ce ați făcut, când începeți, să vedem o poză, cum arată uniforma. Ei sunt foarte fascinați de faptul că eu iubesc ceea ce fac și știu că mă dăruiesc întru totul și cred că, după cum mai spuneam și adineauri, transmit emoția asta. Și în momentul în care vorbesc despre această perioadă din viața mea, mi se luminează privirea, efectiv ochii mi se inundă de lacrimi cumva, dar acele lacrimi de bucurie. E foarte greu să le transmiți oamenilor de acasă ce simți în momentele astea, pentru că nici eu nu o simțeam așa înainte. Și până în momentul în care nu am aflat niște lucruri și nu am luat contact direct cu anumite lucruri, da, empatizam cu ei, dar nu știam despre ce vorbesc cu adevărat. Da, foarte interesant să nu reușești să-ți temperezi emoțiile de pe scenă și să vrei mai multă adrenalină. O să vedem ce ne mai pregătește Lorena. Mesaje, Cristi, Cristiana, nu o să le pot citi toate, pentru că, așa cum vă spun în fiecare dimineață, nu le văd în direct pe toate, dragii mei, dar vă mulțumesc pentru mesaje și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Tanti Maria, cu siguranță, se uită la emisiune. Bună dimineața, Tanti Maria Hinț. Bianca, cred că a adormit. Bianca, dormi? Nu doarme, vă garantez. Vă salutăm și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Marcel Mareș, bună dimineața. Doamna Adriana Furcă, bună dimineața. O zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea. Vă mulțumesc anticipat pentru tot ceea ce ne oferiți. Vă pup cu mult drag. Doamne ajută. Și noi vă spunem Doamne ajută, Dumnezeu e cu noi mereu. David Ștefan, George Inel, bună dimineața. Te salut, doamna. Cred că e un elev de al Lorenei. Salutăm pe David. Bună dimineața, David, ne vedem David. Imediat. Îl salutăm pe Edi Negrea. Am văzut că e alături de noi de la aproape de la începutul emisiunii. Îți mulțumim, Edi, că ne susții și ești alături de noi. Mai era și Sorina, o prietenă, o vecină de-a noastră din Orăștie. Am văzut-o când ne-a scris mesaj. Și noi vă salutăm, Sorina, și vă iubim acolo la Orăștie. Inima noastră bate cumva la unison și rămâne în acea zonă a Orăștiei. Și nu întâmplător am dus vorba încolo. În acest timp îl vedem pe David pe ecran. Până când David ne cântă în surdină, pentru ca noi să putem povesti atât timp cât imaginile rulează, ce înseamnă să convingi un astfel de
de îngeri, că ei sunt îngeri, sunt, au sufletele curate. Cum îl convingi să ducă, care sunt vorbele, vreau eu să știu, cum îl încurajezi, ce-i spui, David, nu știu, ce-i spui, care sunt vorbele cu care David trebuie să fie așa sau așa sau fașa? Sau... Eu le las foarte multă libertate copiilor, pentru că trebuie să înveți să fii tu. Nu trebuie să copiezi foarte mult pe cineva. Însă ieri discutam cu mama lui David și îmi spunea, tu n-ai idee cât te imită David acasă. Și dacă dăm așa un pic din casă, să vă spun ce face David, are inclusiv o tablă magnetică, cum avem la școală, și le predă jucăriilor, bineînțeles, și le așează în bănci, mașinuțe, ursuleți și tot ce are, și le predă și mi-a zis mama lui să știi că știu tot ce face în clasă. Pentru că David vorbește cu ele exact cum vorbești, zice, și glumele ți le copiază și merge printre ei. A, n-ai fost atent, stai să-ți mai explic o dată. Hai că nu te supăra acum, că așa știi că nu te cer. Deci toate lucrurile acestea își pun amprenta asupra lor. Și îmi spunea că e mulțumită că David a început să vorbească foarte mult. Pentru că asta, aici insist cel mai mult, să le dau curajul să se exprime în tot ceea ce fac. Și să vorbească despre ei, să vorbească despre activitatea lor și să învețe că trebuie, nu că poate, că trebuie să și greșească. Pentru că din aceste lucruri vor ține minte cu adevărat ceea ce este bine să facă la un moment dat. Am copii, am norocul să am copii în jurul meu foarte, foarte muncitori, foarte disciplinați, educați. Nu știu dacă, eu știu că toate cadrele didactice vorbesc frumos despre clasa lor, dar nu știu dacă mulți au norocul pe care l-am eu. Le spuneam ieri când m-ai invitat la emisiune, chiar cu tine în telefon, pot să merg? Da, mergeți pe și voi, păi stăm singuri, nu e niciun fel de problemă. Deci copiii atât de mult mă susțin și atunci vine răspunsul meu la întrebarea ta, cum să nu-i susțin și cum să mi se pară mie greu ceea ce fac pentru ei. Deci cred că nu m-ar epuiza niciodată activitatea pe care o desfășor cu ei și munca aceasta de convingere nu mai este grea atunci când și din partea lor vine deschidere. Nu mai avem foarte mult din emisiune, deja am primit alea ultimile 10 minute. Rosi, te rog din suflet să pregătești colinda filmată aici în studioul de ale dimineții, înainte de ca noi să dăm startul. Noi am pregătit studioul, noi am dat startul pe 13 noiembrie, azi, mâine facem o luniță de emisiune, împlinim o lună. Chiar Bianca, în câte suntem astăzi? Deci mâine o să împlinim o lună frumoasă, sper eu, pentru noi și pentru telespectatorii noștri. Te rog, Rosi, să pregătești colinda cu grupul folcloric Lele de la Orăștie, pentru că ei au vizitat platoul în premieră. Vă pregăteați de un concurs sau ceva de genul? Așa este, și trebuia să filmăm un videoclip și am văzut prima postare de-a ta din studio și am zis, mai, ce frumos e aici. Oare încercasem să filmez la mine acasă, la muzeu, dar lucrurile nu au decurs așa cum îmi doream eu și n-am reușit să finalizez. Și am zis că nu cred că este decor mai frumos decât acesta. Foarte frumos și foarte călduroasă încăperea aceasta în care pui tu atâta suflet și domnul Rosi, și iată că se simte acest lucru și chiar dacă șemineul din spatele nostru nu este unul real, cred că poate transmite mai multă căldură decât îți poți imagina aici în studio. Iar alături de acești copilași mici, pentru că e un lucru important și vreau să-l spun, joi voi participa la un spectacol organizat de Televiziunea Română. Este pentru prima dată când reușesc să le duc acolo pe toți. Am mai fost acum o lună cu Andrei Lădar și cu Andra Mocan, dar joi vom merge cu toții la TVR Timișoara, un lucru care pe mine mă bucură extraordinar. O să întâlnești pe Felicia? Da, bineînțeles. Te rog să salut. Lor deja, o să salutăm. O să salutăm pe Felicia Stoian și îi promit încă o dată în emisiune
în direct, draga mea, și o să tai bucata să-ți o trimit. Nu ne lăsăm până nu vii la Dale dimineții. Cumva tot reușim noi să facem legătura între Timișoara și Deva. Haide să-i vedem pe cei mai mici îngeri, să spunem, care colindă, dragii mei, într-un mod deosebit. M-o trimis, mama, la capre, m-o trimis, mama, la capre. Mărului, dorului, bumba, iar bai, flor, bai, tirtiri, lai, dai, dai, hop, ai, hop. Și da, ei au fost primii colindători de aici, de la Dale dimineții, foarte frumos. Foarte frumos studio, chiar mă uitam, dar ce bine arată. Da, arată pentru că e plin de suflete de copii curate, dragii mei, care transmit acea emoție. Lorena, tot despre copii, o altă acțiune, astăzi, dragii mei, la ora 18, la Teatrul de Artă din Deva, va avea loc un spectacol dedicat copiilor și tot exact despre ce vorbeam, făcut de copii, dragii mei. Palatul Copiilor din Deva, Club Elite Dance Academy, și o salutăm pe Andra Căprioara în această dimineață, Sorana Mereuță și mulți alții vor urca, dragii mei, pe scena Teatrului de Artă pentru a face un bine. Cui vom urmări, pentru cine vor face acest spectacol și de ce ne așteaptă la ora 18 la teatru, ne va spune Ioana Bogdan, prietena noastră, în materialul care urmează. Așa cum ne-ai obișnuit, mereu implicată, mereu pe drumul, mereu în forță, cum reziști? Rezist, pentru că trebuie să rezist, pentru că lumea are nevoie de noi. Și chiar în weekendul acesta am fost la București și am văzut un panou enorm pe care scria: lumea are nevoie de mai mulți moși Crăciuni. Și în spiritul ăsta organizăm împreună cu Rotary Club Deva, organizăm un spectacol caritabil, care participă copiii și este pentru copii. Și este un proiect la care țin foarte mult, am ținut foarte mult și să fac parte din organizația Rotary Club și mă bucur de fiecare dată când venim în sprijinul copiilor, când venim în sprijinul comunității și când încercăm să angrenăm toată lumea să vină la spectacol, să facă lucruri de caritate, pentru că până la urmă, dacă
a trecut o zi în care nu am făcut un bine pentru aproapele nostru, este o zi pierdută. Așadar, marți, pe 12-a 12, începând cu orele 18, vă așteptăm la Teatrul de Artă din Deva, unde Rotary Club organizează un spectacol la care participă copii și care este organizat special pentru copii, pentru că Rotary Club Deva se ocupă de Casa Alexandra, unde oferim educație și o masă caldă pentru copiii din zona defavorizată, iar alături de mine este colegul meu, Bruno, care o să vă spună mai multe despre ceea ce înseamnă Casa Alexandra și despre toți copiii implicați în acest proiect minunat. Am înțeles că ne veți povesti despre ce înseamnă Casa Alexandra. Ioana a zugrăvit cu cuvinte extraordinare ce înseamnă Casa Alexandra și ce ne dorim noi legat de binele pe care vrem să-l aducem celor apropiați nouă, celor din comunitatea noastră. Casa Alexandra este un proiect care durează de 18 ani, este un proiect creat de Rotary Club și se referă la niște copii care provin din niște medii defavorizate și au nevoie de puțin ajutor, atât din punct de vedere educațional, li se completează educația școlară prin ajutor, sprijin în efectuarea temelor, cât și o masă caldă pe zi, o masă caldă care merge acolo unde este nevoie. Ne străduim intens, avem nevoie de mulți bani și de sprijinul celorlalți membri al comunității și pentru a obține acești bani organizăm și acest proiect care se numește Copii pentru Copii, așa, și toate sumele provenite din vânzarea biletelor se vor duce direct în sprijinul proiectului Casa Alexandra și vor ajunge la copiii care au nevoie. Prețul unui bilet este de cât? Prețul unui bilet este de 30 de lei, este o sumă modică, dar dacă cineva consideră că poate să dea mai mult, noi strângem cu drag și îi dăm mai departe, pentru că asta este cel mai important, ca lumea să aibă încredere că ceea ce facem noi este pentru un scop caritabil și sunt pentru niște copii care chiar au nevoie de noi și sunt pentru niște copii care mâine vor fi niște copii mai buni și vor fi acei cetățeni care vor duce educația la un alt nivel și care ne vor face mândri într-o zi. Da, dragii mei, ne vedem după masă la ora 18 la teatru. O salutăm pe doamna Cristina Cornea. Bună dimineața, felicitări pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și, bineînțeles, alături de Lorena, este doamna inspector școlar. Doru Dascălu ne spune bună dimineața și, dragii mei, din păcate, trebuie să ne luăm la revedere de la Lorena, nu înainte, să le mulțumim celor de la Brutăria Mercurian. Toată echipa de acolo ne dovedește în fiecare dimineață că ne iubește, ne iubesc și ne trimit cele mai gustoase produse, cozonac, cornulețe, chec, pita din cetatea Orăștiei de la Brutăria Mercurian rămâne inegalabilă, zic eu. Începem să ne îndrăgostim de produsele de la Brutăria Mercurian. Le mulțumesc încă o dată Flaviei și lui Neluțu și tuturor celor de acolo de la Brutărie pentru grija pe care mi-o poartă și pentru că mă ajută să-mi întrețin cu cele mai gustoase produse de casă, tradiționale, invitații. Aici, dragii mei, ne luăm la revedere. Lorena, îți mulțumesc pentru că ai venit în direct la tale dimineții. E o adevărată aventură să faci asta, să vii la 7 în direct la noi. Mulțumesc! Ori de câte ori voi avea ocazia și mă veți chema, voi răspunde afirmativ, pentru că e o adevărată plăcere să petrec timp alături de voi într-un cadru atât de călduros, după cum spuneam. Să vă dea Dumnezeu tot ce-i mai bine, multă sănătate și sărbători luminate alături de cei dragi, atât vouă, cât și telespectatorilor noștri. Ne luăm aici la revedere. Îi mulțumesc lui Rossi, mi-a zis Reno. Nu e încă astăzi, că e doar miercuri. Mâine vom vedea cum ne sărbătorim sâmbătă la Reno. Dar pe această cale salutăm pe Alin și pe Roxana și le dorim mult succes. Ei sunt în plină activitate. Dragii mei, ne luăm la revedere până mâine dimineață. Alături de mine la dale dimineții va veni domnul senator Basilică Potecă să ne povestească despre
amintiri din copilăria domniei sale, din această perioadă mirifică, minunată și plină de dorințe, de bunătate, de tot ce avem noi mai frumos în sufletele noastre. Până mâine dimineață când ne revedem, dragii mei, vă rog din suflet doar atât. Nu uitați, nu uitați să iubiți, nu uitați să dăruiți, așa, cât puteți, din iubirea voastră.